Noroc că facem, mai facem parte și din alte asociații europene, gen UEFA, și mai vin oamenii aia cu niște reglementări, cu niște chestii, să nu, din sezonul viitor, din câte știu, să nu depășești cu salariile 70% din buget. În fine, că până s-o aplica și la noi, o mai trece, dar măcar dacă ne impun alții. Că noi stăm și ne uităm la televizor și... Da, ne place simplu, ce vedem. Calcul simplu în Vali. Am 2 milioane din Deptur TV, mai am un sponsor principal, mai am încă un alt partener, în sfârșit 3 milioane și jumătate. Când am cum să am buget de 5 milioane? Adică cheltuiel de 5 cheltuiel milioane. de 5 milioane. Nu N-am cum de buget, buget salarial de 5 milioane când eu am venituri de 3 milioane jumate. Că nu doar salariile mai sunt. Există și Pe alte oricum. probleme în viața unei echipei de formare, Bine înțeles. Da, care trebuie să Taxe, utilități, deplasări, mărări, deplasări în... și mai departe. Cazare. Da? Deci nici, nici... Dacă ai 3 milioane, 3 milioane și jumătate din venituri, nu mai spun de ticketing de bilete, că nu foarte multe echipe au o rețetă de asta financiară. Foarte puține echipe din... România au un mă rog... Hai să zicem că acum Rapid s-ar descurca rab... bine pe nou stadion din... din s-ar face o sumă Cred că interesant. undeva pe la un milion și ceva, Winter, să spunem, la Rapid. Da, e, o rețetă extraordinară. Poate la Arad, poate la Craiova... Să mai pune și, la FCSB dacă joacă pe arena națională. Și fcsb Craiova. dacă joacă... Dacă... Dar acolo există la alte cluburi, cred că dacă s-ar impune niște leși clare, foarte clare, nici ei uh, uh, nu cred că ar mai face greșeli de Hai să management. Zic Poate... Cei din club, Hai să cei zic. de la cluburi care... Uite, da. situația asta Clinceniu, cu siguranță. Asta e un exemplu Clinceniu. Da. Clinceniu care a fost în play-off, nu? A fost în play-off, play da. da. Play-off-ul a. a costat toată chestia asta. Păi, ca orziceniu în ca, ca, ca o sau ca Ca da. Dacă e permis, pe la să -i dai, nu știu cât pe luna. nu vreau să dau exemplu la ce da. jucători pe acolo, 20... 15, 17, 12 și să ai un lot valoros ca să poți să te bază, să fie competitiv, fără să ai venituri da? în club. și nici... Sau se întâmplă așa. Uh, hai să. să zicem clinceni, așa, uh, doar uh, generic. O echipă mică, cu un buget, să zicem, bine calculat, adică mic, ok, vine un antrenor, să zicem, Ilie Poenaru, face o treabă bună și aproape de pleu. Stai puțin. Da. Și aproape de pleu. Băi, acum hai să mai băgăm niște bănuți ca să mai luăm pe cineva, să mai nu știu ce, ca să ne ducem în play-off. Ca să ajungi în play-off trebuie să ai niște jucători cu experiență și cu niște salarii. Și pe da, acolo dar, poate, sau... dar poate nu, un antrenor reușește să niște... facă cu un buget sau... a fost un proiect. El a da. fost un proiect care a ajuns în zona asta de... loc să... Care e, obiectivul nostru? Cât ne întindem noi plapuma în sezonul ăsta? Da, da dacă avem șansa nu, la play ai puțin, să mai... Dar, da, antrenorul -antre putea să ceră cât să vrea, dar aici e vorba de, da? de omul care are dreptul la acel lot poți să eviți retrogradarea <laughs> <laughs> în care să se încadreze lotul respectiv în bugetul da. uh, clubului și tu faci și performanța să din play-off, bravo, jos pălăria. În momentul când te duci în altă zonă și aduci anumiti jucători care sunt obișnuiți cu niște prime, sunt cu salarii, cu bonusuri de performanță, ajungi ca în sezonul după, după după să nu mai ai de unde. Nu să mai să rupă căruța de fapt. Da. Să nu mai poți păi să și Gazmetan să... a fost în play-off și Clinceni a fost în play-off. Uh, o să vedem. Uh. Da, și acolo lumea la Clinceni l-a acuzat pe pe Ilie Poianaru. Nu, până... nu, nu pe asta, Nu, nu, asta, vină, nu asta, asta spun. El a venit, a, a spus, domnule, vreau o sumă suma X, pentru jucători vreau suma Y, dar oamenii din conducere care se ocupă de management putea să spună, Ilie, nu, nu putem buger, să nu, cum, po da. nu pot să-ți dau atât, îți dau mai puțin. Nu semnez hârtiile respective. Da, dar în jurul acesta că sunt... Ilie Poinaru s-a fi dus vreau atât vreau sau vreau atât. Păi nu, cred că a fost o negociere între capitane de echipă, între, okay, între da, nou, da ce va, puțin, ceva nu, de genul. Te referi de la înainte nu, de a ajunge în play-off? Când faci transfer, da. nu cred că... Uh -huh. Ok, propui da, că pentru că, că atunci s-au promis, s dar, promis sumele astea mari. Dar există o persoană club care da. decide păi, și spune, mă, n-am cum să-l aduc pe... Corect, Corect. Cristiano. Nu, nu sau, am Cum să l nu pe semnez tu, Messi, nu? Ca manager, că tu nu, semnez, semnez, nu semnezi. Nu semnezi hârtiile respective. Dar, lucrurile sunt foarte simple. Atât timp cât uh, conducătorii de, de, club sunt mulțumiți cu income-urile din dreptul TV, obiectivele se neplinite. <gântu -i> uh, Antonis Antonio, citesc pe gazetă, cere falimentul campioanei. CFR are deprimit primit uh, uh, agentul da. și da, organizatorul da. de Turnei, cantonamente, de da? Are de primit de la CFR mai mult de 200.000 de, de euro. Arlauschi zice și el care de primit. Mai sunt mulți sunt care spețe care se judecă. Da, se judecă, dar... Până, nu există o decizie definitivă și revocabilă. Bineînțeles. Bineînțeles. Mai am Până atunci, chestia. Până atunci, da. Prezumția de nevinovăție. Ei, da? nu, 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 nu. Aici nu e de vinovăție. C până va decide ultimul tribunal, probabil că la ta se va ajunge și în speța asta cu, da. cu Arlauschis. pe urmă, lucrurile foarte clare ori intri în faliment, ori plătești toate datorile, că altfel nu mai ai, ai am nu știu, poate mai intri în insolvență. <laughs> și acolo te poți să nu știu, te schi la masa credală. Nu, e frumos să intri în insolvență și acum mă duce gândul la achitarea Păi n-a scăpat-o uh, Varga, Neuțu Varga din insolvență. Da, că... a ieșit da, tu da din da, da. A scos-o din scus, insolvență. Cum se mai și... intri? din datoria e către el cea mai mare, se pare. Da. Ok, da. Asta, un argument nu, al da, urmă, stabilității financiare la CFR. Că datoria este către patron. Dacă își permite, finanțator. dacă își permite patronul. Da. patronul, nu e problemă. Păi bănuiesc că își permite de vreme ce e de acord cu toate contractele semnate de către CFR în ultimii ani, nu? Își permite. Ca calculat om. Da, acolo... Îmi permit să pierd 25 asta de o speță, Asta e o speță delicată. Apropo de baza salarială, știi? Dar acolo există un atu important, acolo s-a făcut performanță. Da, a, și a fost asta puțin, e, stai puțin. puțin. Și a la Fincent fost... s-a făcut performanță, s-a ajuns au în discorul nou. Acolo a, la CFR-ul, a, CFR a făcut și în Europa. Au fost mai discreți în campania asta în, unde au participat în conferență au fost mai discreți anul ăsta. Dar în trecut, adică la un nivel foarte bun CFR-ul. Adică da, dar iar și vorbim despre... că ăsta e obiectivul. Dar deficitul bugetar este tot mare. Iar vorbim despre input Deficitul bugetar este, este tot da, da, mare. Păi da, dar nu acolo când pleci cu un, cu, pleci cu un handicap de ăsta de 10-12 milioane. Salvarea de insolvență. Da, da, da. da investiții da, plus inițiale, Plus că da. în momentul când ai obiectivul ăsta să câștigi campionatul și aduci 14-16 jucători cu 20 de mii, 15-20 de mii, nu știu care e da, nivelul cel mai da. important jucător și ajungi și dacă o mai legi cu Dudelange sau cu cine a fost da. aia, te duci în 24 da. De milioane. Da? Pe urmă trebuie să vină Petrescu, să o ia cu Europa League, să câștige campionatul, dar când câștigi campionatul, sunt și niște bonusuri de performanță. Păi vezi. Și atunci, ideal ar fi ca tu să-ți recuperezi ca Așa, din creditor, Europa League. Să ai niște, să vin să jucători, rețeta cu anum. vândut jucători la, la CFR, Parțial color, ca să zic așa. Nu știu, parțial color. Au mai fost și transferuri pe acolo, dar nu... Da, a plecat Bordeanu, s-a întors. Nu dar mă rog, fă... niște bani s-au încasat. A, Bolin... a plecat Boli, că Cine a luat Petrescu. Da. Uh, nu mai știu. N-au excelat la, da. în zona asta de transferuri internaționale. Deci încă mai din transferuri nu s-a... Deci performanța, în mod normal la un club, când ajungi să faci performanță, să fie gala Sevilla și să intri în primăvară europeană, ce a făcut Slavia Praga? Au, pe, 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 au vândut câțiva jucători no. pe la West Ham, adică. au Doi jucători la West Ham. Adică după o campanie, ca asta, normal ar fi ca ceva din club să și plece către export. No. No. Nu s-a întâmplat. Pentru că construcția acolo e proiectul, e cu jucători, a fost făcut cu jucători cu experiență și, mă rog, care nu erau de interes pentru echipele importante în Europa. E, și n-ai ai, -ai făcut atunci cu DU ai ajuns da. într-o zonă ca asta, oricum ești în. oricum ești ai o culiț în, în spate care n-ai da. cum să o... pentru creditor. Dar dacă acum cum e lupta pentru titlu și proiectul ăsta e ca. ca să, fie un, o, să, să fie o echipă competitivă, să câștige campionatul și, clar, să, să ajungă în Europa -o fază, League. În da. Europa League, în grupe, da. da. În grupe și primăvară, mm. de, ca să poți să mai cumva să și creditorul să aibă... Da, e, 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 greu, e greu până nu. Dacă nu dai două, trei lovituri de astea să vinzi un jucător cu 10, 12, 15 milioane și să ai sau și o prezență, sau o o prezență în grupe de Europa League sau de Champions League, Perfect. e greu să-ți recuperezi un buget ca asta, așa, așa. Da. Uh. Și cum spunea Cristi Balas, că pe viitor clubul da atenție și vor investi mai mulți în jucători Tiner. tineri, cu potențial în care să aducă și un profit clubului la un moment dat. Avem primit tine. vreun mesaj după... Da, Ilie Poenaru, dar nu prea mai avem timp uh, cu scuzele de rigoare că m-ar fi dorit să mă lămurească dacă aveam ceva nelămuriri, dar uh, nu, nu, era vorba de o nelămurire, ci de îl dădeam exemplu, așa că pur și simplu e o echipă mică, o promovezi, Îți depășești, și făcut îți depășești, a targetul nu, nu, nu. de fiecare cei dată. Care erau, cei care au fost implicați și au, dat, au semnat contractele, Aici primele, și-au dat acordul, fiecare dintre noi dorește să se facă performanță. El a făcut treaba foarte bun. normal. Noi nu vorbeam de punct de, de vedere atât. sportiv. Da, da, da. Nu are nicio treabă, nicio vină. Putea să-i spună. Păi, e vină că a făcut te performanță. Te să încadrezi în bugetul ăsta. Cu atât putem să plătim. Obiectivul uh, e să te salvezi de la evitarea retrogradării și mai departe nu se poate. Păi da, dar poate reușește și în bugetul ăla. Păi asta spun. Ajunge în play-off. Și da, da, mai te, te rod unghiile în club acolo. Dar dacă nu ajungem, hai să ajungem în play-off. Mai luăm pe unul pe 10.000, mai luăm pe unul pe 15.000. Sau, sau ajungând în play-off vreau locul 4, Domnule, asta vreau locul 3. Unde sunt mai mulți bani decât locul 6. Unde o presiune, unde e altceva, unde ai nu la o echipă care, mă rog, am vorbit de, a fost destul de mare. Am vorbit de nocturna de la Mediaș, da. dar că s-a aprins până la urmă. Dar dacă cumva în ultima etapă trebuie să joace niște meciuri la aceeași oră, deși nu prea văd de ce, clincenul deja e așa, e un clincen botoșani, ultima etapă și nu prea sunt bani de închiriat alt stadion, că la clinceri nu se poate juca dacă vrem în nocturnă. Se face la 13, nu? Da. La -o -o 13. La 13 am zis eu, foarte la... no. bun. Da, după no, că publicitate. Chestie, să știu, să... Vorbim puțin.